Sau și m-am găsit la un nou joculeț pe canal, ăsta se numește Data Hit și un joculeț ăsta mic, gratuit, făcut în câteva zile, dar mi s-a părut foarte interesant conceptul și am zis să vi-l arăt și vouă. Hai să vă arăt ce trebuie să faceți în el. Avem o țintă, vezi acolo zice Current Target Sandra Hart. Aia e ținta noastră pe care trebuie să o asasinăm. Hai să mergem noi în direcția ei, ne uităm la câți metri mai sunt până la ea. Și probabil asta e. Nu știe că vrem să o omorâm. Nu, asta e Jasmine Little. Asta e Sandra Hart. Trebuie să nu ne vadă nimeni. Ăștia sunt polițiștii. Trebuie să nu ne vadă când o asasinăm. Să avem grijă. Și nici nu trebuie să ne vadă că o să fugă spre poliție. Ok, să nu observe nimeni. Nimeni nu se uită. Scoatem arma. Și am asasinat-o. Hai să fugim. Ella Chang e următoarea țintă și se pare că s-a speriat și fuge. În ce direcție fuge? Hai să fugim după ea. Să avem grijă să nu ne prindă nici poliția. Ah, shit. Cred că m-a prins. Target escaped. Ok, a fugit. Hai să încercăm din nou. Ok, ținta e Elliot Carmi. Elliot Carmi e foarte aproape de noi. Cred că ăsta e Elliot Carmi și nu ne vede nimeni. Ok. Și fuge ținta cealaltă. Avem 15 secunde, câteva secunde să o omorâm. Cred că ăla e de acolo. În ce direcție? În direcția aia. Shit. Ok, l-am omorât și pe ăla. Următoarea țintă e în ce direcție? Ok, direcția aia. Și trebuie să mergi la țintă la țintă și să vezi cam câți de mulți poți să omori. Și bineînțeles fără să te prindă poliția. Cred că e ăla din capăt de acolo. Ah, nu. Shit, mai am o secundă. Ha. Am reușit să omor... Hits completed, două persoane am reușit să asasinez. Hai să mai încercăm o dată. Oricum, jocul e gratuit, aveți un link în descriere dacă vreți să-l încercați și voi. Mie îmi place conceptul, cred că e unul destul de unic. Și întotdeauna îmi place să mai încerc joculețe astea indie cu... care nu fac același lucru ca restul. Sunt puțin diferite. Ok, mergem tot înainte pe aici. Ăla e un polițist. Hai să vedem unde e ținta noastră. Cred că ăsta e tipul. Ăsta e. Scos pistolul. Și acum fugim spre celălalt. Ok, celălalt e aproape. În direcția asta mergem. Cred că e ăla de acolo. Dacă nu mă înșel, nu? No. Unde e? Fuge. Uite-o. Ok, următorul. În direcția aia. Ok, mergem în regulă. Hai, sper să fac 3. Măcar 3. E și un polițist acolo, vedeți? Fugi, asta e... Ah, shit, doar 2 am făcut. Ok, mai încercăm o dată. Vreau să văd, măcar 3 să fac. Să mergem tot înainte pe aici. Și ne asasinăm prima țintă. Ia să vedem. Oricum, grafica jocului e foarte simplă, dar nici n-ai nevoie de mai mult pentru un joc de genul ăsta. Emily, pare rău. Următorul. Continuăm tot înainte pe aici. Unul din ăștia doi, cred. A? Ia pe ăsta e. Cum a făcut ăla? Ok, cred că prind. Îl prind acum și pe ăsta. Și mă uit constant la numărul ăla de sus. Cu cât... ok, nu, în direcția aia. Asta e, asta e. Ok, 3. Să-l vedem și pe celălalt. E pe aproape pe undeva. Unde e? Fuge, dar nu-mi dă... A, uite, în direcția asta. Așa, încă unul. Asta e departe. Cred că e în partea cealaltă a hărții.
Hai, încă 3 secunde și nu știu care e. Da, n-am mai reușit să-l prind și pe ăsta alt. Ok, am făcut 4 ținte. Am omorât 4 oameni. Asta e joculețul, un joculeț gratuit. Recomand să-l încercați și voi, vedeți dacă vă place. Și dacă vreți să vă mai prezint joculețe de-astea micuțe, ocazional, nu uitați să apăsați butonul de like. Și ne auzim data viitoare. Pa, pa!